Salut! Mergem? Unde mergem azi? Mergem să luăm pe Bârțan și după aia mergem să luăm fundalurile pentru studio, facem un super setup la studio și cam asta e. Cine e Bârțan? Flavius. O să faceți cunoștință cu el. Hai, ne vedem când ne luăm pe Flavius. Salut! Salut! Ce faci? V-am vrea să vă facem cunoștință cu Flavius, dar e ocupat, îl bate scaunul de copil. De ce oameni? Hai, noroc! Salut! Mergem la Carbus. Hai la Carbus. Mergem la Carrefour? La Carbus. Dar mai încet, că mergem pe gheață, copii, și eu trebuie să merg înainte vostru. Dar n-ai spăi! Ești conștient că trebuie să ai spate, nu? Dar bineînțeles. Din păcate, astăzi. Box mobilul. E foarte mult, dar bobă nu ar fi spălat. Jeg! Jeg! Am venit să ne luăm roțile de iarnă pentru Ford Fiesta. Cred că o să arate so sick. Bun, băieții muncitorii? Ai sclavii tăi, nu? Am ajuns cu panourile la studio. N-avem panouri, avem fundaluri. Am ajuns cu fundalurile, care nu sunt panouri, la studio. Salut! Da. Colegul nostru? Colegul nostru, da. Vecinul, nu colegul. Vecinul. Vă fac așa? Bă, ar merge o cafea. Prezintă-te și tu la lume, să știm cine ești. Bogdan. Bogdan. Salut, Bogdan. David? Bă, ce să vă zic, am venit la studio. Am venit astăzi să montăm panourile. Le punem, cred că, pe peretele ăsta. Nu? Ceva de genul ăsta. Așa ați zis, nu? Așa. E... Așa? Stai că am stricat un pic freza. Bun, te castrânge șapca. Da. Da. Au devenit lichid să se rețea. Da, bine, bolobofa. Fac gălăgie, nu prea îmi place de ei. ușor, ușor încep să miște câte ceva, ceea ce e foarte interesant. Da. Cred că o să mai dureze, mai avem, trebuie vreo 2-3 ore aici la studio. Probabil pe zilele următoare vom avea și prima ședință aici, să vedem ce Dumnezeu a construit. Haideți să vă arăt cel mai tare view de aici, de la noi, de la studio. De tot uit un ecranul ăsta, trebuie să vin la voi. Vai, stai că trebuie să toată camera. Nu, nimic, că te ajunge, că ai loc ăla, te-au dus măcar aici să le pui. Nu? Uite că ți-o jos în 200, bă. Doamne. Da. Hai să dăm semne pentru... Imediat, acum. Da.
Numai să le arăt lui ăștia view-ul. Ia un liniar și stai de sfârșit. Hai să te ajut eu. Cel mai tare view. Șmecher, șmecher, șmecher. Prea deschisă imaginea. Trebuie să mă închidă. Avem muntele în spate acum. Avem o stemă, s-a eliminat stemă. Bobo! O super șmecher. Stai că mă strigă ăștia. Avem un om acolo, în pula mea, și vezi, mai jos, mai jos, mai jos, mai jos. Merge treaba, Ovidiu? Că dracu de greu. Da, e greu de ținută la? Ai semnat? Da, ai făcut semnele? Hai că știi că din prima ea să strâmb, după aia îl reușim. Primele 7 găuri sunt mai grele. Asta am construit de vreo oră. Am dat două găuri. Tu nu ai dat nicio găuri. Și am pus... pus să-l înfrumoseze de panou. Bună! Am noi făcut... suntem 47 studio! Bogdan, David, Bobs și Artan, nu? Da, am terminat. Am terminat cu pusul. Am reușit să montăm ceva, dacă ne arată colegul acolo sus sau e foarte wide și o prins, cred că și la vecinul deasupra. Na, n-am pus așa de wide. Da, reușitei mei să facă astea în vreo două ore. E foarte interesant. Hai, că a fost mai repede. O oră 45. Mulțumim frumos de ajutor, David, că ne-a ajutat. A fost da, deci super. Eu am fost... În mâna ta de ajutor nu puteam să facem nimic. Sprijinul moral. Asta e momentul în care mergem în pauză. A venit un nou prieten al meu, Georgian. Georgian, salută-mă și pe mine. Ceau. Așa. Stai să... Este foarte primitor aici, mi-ați dat palatul și... Bă, da, ai venit exact când se face, când se face curățenie, facem, pregătim, uite, am creat frumusețe de, de peisaj în spate. Da? Bine, da. Noi, mai mult făcut Bogdan, noi am fost noi, eu cel puțin am fost dintre cei mai muncitori. Da, dar ăștia... cei mai muncitori acolo. Da, ăștia nu știu să aprecieze. De... Acum că ai venit de impresie. Păi, da, exact. Da. Da. Au pus mâna pe mătură că ai venit tu, știi? Ceva de genul ăsta. Așa e, așa o ardeie. Bun, cam atât. Am vrut să te introducem la oameni, o să mai aibă lumea de face cu tine, probabil. Ne mai vedem. Sigur, hai. Păi de ce am stricat? Mi-ai stricat finalul. Păi dar nu era finalul, n-ai zis că nu-i finalul. Ai zis tu. Vrei să mai zici o dată finalul? Nu mai am zis. De cum era aia cu share, subscribe și ce mai trebuia, mă? Un like, un share și un subscribe. După cum zice Bobă, dați-ne un like, un share și un subscribe. Nu e finalul, că ne întoarcem aici și mai vrem să mai filmăm una alta. Dar s-a pierd... Bobă s-a pierdut cu fire. S-a pierdut cu foame. Nu ardeți cu el, că ăsta e m***a. A venit să mă filmeze pe mine, că el n-are voie să mânc. Adevărat. Dar mie nu-i rușine, mănânc cu voi, facem cu mine jumătate. Corect. Dar nu mă așa cu tricouci. Ei, uite. Altcumva mă văd. Păi da. Deci ne-am întors la studio după două zile. Așa. Facem poze cu Simina astăzi. Facem. O să fie super fain. Voi o să vedeți cum fac eu poze. Dar practic eu am filmat multe biroluri astăzi. Ăsta nu mă lasă deloc să vorbesc și după aia toată lumea zice că eu nu vorbesc. Nu, eu vorbesc de obicei, ăsta nu mă las. Și când vorbesc mult, el o taie de pe filmare. Așa face de obicei. După aia toată lumea urlă la mine. Bă, bă, tu nu vorbești, bă, bă, tu nu vorbești. Vorbesc, dar nu mă las. Hai, ne vedem mai încolo. Pa! Tot timpul se bagă peste mine și nu mă lasă să vorbesc. Și pe mine nu vreau să mă filmeze. Da, da, pleci? Nu plec.
Nu, frate, dar nu mai zic nimic. Pot să zic eu ceau la lumea atât și după aia zici, nu? Ceau, vorbiți cu Bobo, că eu vorbesc prea mult. Prea mult. Zic-te acum, nu? Bine, gata, am terminat. Păi știu, închiere, zi oameni, pupă-i oamenii, zi să dea subscribe. M-am tuns, vedeți? Și eu. Bine, v-am pupat! Salut. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Ovidiu, el a fost David, ciao! Bye!